Suntem vecini cu Ucraina și doar la câteva sute de kilometri de Rusia. Dacă vreodată realitatea de acolo ar trece și la noi, cântecele pământului care arde ne dezvăluie cum ne-ar arăta cotidianul într-o continuă îmbulzeală disperată pentru resurse de bază, în care nu ne-am putea încărca telefoanele doar o oră pe săptămână, înghesuiți la prizele din stațiile de metro, și ar trebui să ne privim copiii cum se joacă de-a războiul printre ruine. Este foarte important să înțelegem ce se întâmplă chiar și în acest moment în Rusia și în Ucraina. Iar 6 documentare din anul acesta ne oferă perspective diverse pe această temă. De exemplu, în Toată ziua e noapte, un veteran din al doilea război mondial compară evenimentele din trecut cu războiul actual ucrainean și pare că istoria se repetă. Fotofobia ne arată exact ce ar însemna dacă ar trebui să trăim într-o stație subterană de metro, unde toată arhitectura devine domestică. Bancheta cabinei de metro devine pat, spațiu de depozitare sau canapea, unde mamele taie unghiile copiilor în timp ce îi întreabă ce au făcut la școală. Prin câinii latră caravana trece, putem vedea și perspectiva unor cetățeni ruși, jurnaliști independenți și oameni de rând care încearcă să îi se opună lui Putin, riscând închisoarea, exilarea sau moartea. Iar filme precum Visându-l pe Putin extind posibilitățile audiovizuale ale documentarului, scufundându-se chiar în subconștientul oamenilor din Rusia, în lumea bizară a viselor, unde Putin s-a imprimat adânc. Dar nici lumea conștientă de la suprafață nu e mai ușor de digerat, mai ales dacă le facem o vizită soldaților ruși prin ultimele lor conversații telefonice pe care le au cu părinții, frații sau soțiile lor înainte să moară în război. Начинает лосить.